aflăm în noul sediu al primăriei Saraiu. Sediul primăriei Saraiu este cartea de vizită a localității, așadar, iată că m-am străduit ca comuna Saraiu să aibă un sediu de prezentare, așa cum este comuna, cu oameni calzi, harnici, devotați. Am pornit această construcție care se afla într-o stare deplorabilă, ne-a ajutat Bunul Dumnezeu să o finalizăm. Spun lucrul acesta deoarece ne-am chinuit foarte mult. Acest obiectiv este realizat cu societatea anexă a Consiliului Local, unde oamenii au încercat să atingă perfecțiunea, conform celor cerute. Așadar, ne aflăm în sala de Consiliu Local, unde noi, timp de 8 ani de zile, am desfășurat ședințele de Consiliu în biroul primarului. Se impunea să avem o sală de Consiliu. De asemenea, restul sălilor să corespundă condițiilor unde oamenii își desfășoară activitatea pe parcursul zilei, să aibă niște condiții, pot spune eu, normale. Ce se va întâmpla cu vechiul sediu? Vechiul sediu, mi-am propus să transformăm arhiva, să avem o arhivă pentru materialele existente modernă și o arhivă electronică. De asemenea, îmi doresc ca starea civilă să rămână în sediu actual, să fie transformată într-un loc al susținerii și desfășurării evenimentelor, nunților, cununiilor civile, într-o ambianță de sărbătoare. Primar, avem aici o casă de cultură în haine noi, nou-nouță, foarte frumoasă. Spuneți-ne despre această investiție, cât a durat să o implementați, cât a costat și ce se va întâmpla aici? Ne aflăm în sala de evenimente a Casei de Cultură. Pot spune că este un obiectiv de suflet, un obiectiv făcut cu multă dăruire și dragoste pentru comunitatea Saraiu. Acest proiect este implementat prin Compania Națională de Investiții, are o valoare de 3.500.000 RON. Pot spune că avem o casă de cultură la standarde europene. Aici unde ne aflăm este sala de evenimente, sala de spectacol, unde vom susține toate activitățile cultural-artistice în condiții europene, pot spune eu. Nivelul 1 va fi biblioteca, birou bibliotecar, biblionetul dotat cu 27 de calculatoare pentru copii, terase de acces, sală de spectacol, sală de conferință, sală de recreere educativă și alte birouri care vor sta la dispoziția copiilor și profesorilor.